Încercăm să vedem cam cât consumă motocoasa chinezească, atât timpul cât și suprafața pe care o pot cose cu un rezervor. Să vedem. Yeah.
scosesc cu discul. Mi s-a părut cel mai simplu și cel mai economic. Și acum vreau să văd în cât timp se termină un rezervor și suprafața pe care fac cu rezervor, că n-am cronometrat niciodată. Revenim. Am oprit un pic că mi s-a înfundat casa și cu ocazia asta vreau să și ascut un pic cuțitul. Vă arăt cum m-a ascut. Uitați cum s-o lovit, e prund, e tot felul. Acum, că nu pierd vremea să desfac piulița, să-l întorc, să-l duc, să prefer să-l ascut și când mă duc să alimentez, atunci o să și îndrept cuțitul și o să-l ascut cum trebuie la polizor. Dar până atunci, ca să mai margă, o să iau, să vă arăt ce, un arcear. Noi așa zicem pe aici, arcear. O gresie de ascuțit, casa obișnuită. Și cu respectiva gresie am să ascut cuțitul. Mă sper să se vadă ce fac. Așa. Să ridic un pic camera mai sus. Să mă vedeți cum trebuie. Așa. Ia cuțitul frumos. Mă uit unde e trebuie ascuțit. Și îl ascut. Partea asta e. Așa. Mă dau și pe partea asta un pic să nu rămână. Și vă garantez că va merge altfel. O să pun camera aici. Să vedem dacă mai surprinde un pic cum cosim. Așa ceva să fie. Să zicem. Așa. Și să vedem. Arcearul băgăm în buzunar. Am terminat rezervorul. Ia uitați cum merge rezervorul. Mai am. Facem o înregistrare. Punem aici. Uitați cât de mare e iarba. S-a mai fost cosit o dată anul. Foarte, foarte mare, foarte tare o crescut. Yeah.
al la amândoi. Am dat într-o și tu. Nu s-a văzut în iarbă. Uitați. Aici. Asta e. Acum, până se termină benzina, continuăm așa. După ce se termină benzina, alimentăm, îndreptăm cuțitul și continuăm. Vreau să vă arăt cât am cosit cu chinezăria, cu un rezervor. Deci am început de acolo, așa, partea aia. Am venit încoace. Nu știu cum să vă arăt, să vedeți, vă puteți da seama de distanță. Așa. Am coborât aici în jos. Aici toată partea asta. Vedeți până unde e cosit. Aici până aici. Deci oricum am cosit destul de mult. Eu sunt mulțumit de consum. Acum toată lumea zice că vai de mine, consumă mult. Nu știu ce reglaje i-ați făcut, ce reglaje îi faceți, la cine ați dus să vă regleze. Trebuie să fie reglat un pic carburatorul ăla și bujia să fie o bujie de calitate. Ce să zic, benzina aia să fie o benzină bună, uleiul, neapărat un ulei bun să puneți în ea. Și în rest întreținere, adică filtre curate. Și așa mai departe. Capul bine uns. Eu n-am schimbat, uitați, al treilea sezon de când o folosesc, acesta e al treilea sezon. Aici livada asta, e a noastră până hăt încolo. E a doua oară când o cosesc anul ăsta. Cosesc cu discul sau paleta asta cu două. Se pare că e cea mai economică. Merge cel mai ușor. Asta e. Scoasa. O chinezărie banală. Porneaște și la cald și la rece, nicio treabă n-are. E curată, e întreținută. Am cosit cu un rezervor de la 11:10, acum e ora 12:05 a fost când am oprit coasa. Deci cam o oră 45 de minute cu un rezervor. Eu zic că e bine, foarte bine. Eu vă salut și vă doresc numai bine și spor să aveți la tot ce faceți. Între timp am adus în garaj utilajul. Urmează să îl curăț un pic. Mă interesează să-i suflu aici motorul ca să aibă răcire. Aici, în general, la fantele astea, să fie curate ca să aibă răcire. Și îi dau jos cuțitul, îl îndrept, îi gresesc capul. Are aici un șurub de gresare special pentru decalimetru. Și uite că a început și ploaia. După ce se termină ploaia, continuăm lucrul. Dar vă arăt cum procedez. Acum cuțitul i-a scuțit, îndreptat. L-am scuțit foarte bine. De posta henial pe i-a scuțit. Și pe partea și pe alta. După cum se vede, l-am îndreptat foarte bine. Nu e mare lucru de îndreptat. Destul de simplă treaba. O să vă arăt și cum îl gresesc. Folosesc decalimetru pentru treaba asta. Asta e decalimetru pe care îl utilizez pentru gresat. Vede? Furtunul
vine introdus aici la șurub și aproximativ 5-6 pompe de astea. Mai învârt un pic de asta ca să se simte. Deci când intră, parcă intră, se învârte mai greu, cumva mai fluid, dar mai greu, dacă îi pus vazelină. Dacă nu are vazelină, merge foarte ușor. Ajunge. Tocmai suficient. Ok? Mă nu curăț foarte tare pentru că n-am gătat un peticoasă cu ea și urmează să o alimentez și mă duc înapoi. Filtrul de aer nu-l curăț încă pentru că îl curăț doar la aproximativ la 3 rezervoare curăț filtrul de aer. Aici se dă capacul ăsta jos, este un burete acolo. Capacul ăsta vine la jos, aici este un brăci și acolo e filtrul de aer, se curăță foarte ușor. Dar în schimb, am să suflu foarte bine orificiile de aerisire. Nu știu cum să pun să vedeți bine ce fac. Sper să vedeți. Suflu pe aici, aerul se iasă pe aici. E foarte important ca să nu umblați la plasticile astea, să nu tăiați din ele, să nu le modificați. Carcasa asta are și rolul de a direcționa aerul prin aceste fante, ca să aibă o răcire cât mai eficientă. Dacă dumneavoastră vă apucați să tăiați de aici sau știu eu de pe unde să mai luați din plasticul ăsta, nu o să faceți decât o să se încălzească mai tare, mai rău o să faceți. Coasa o să se încălzească mai tare decât ar fi normal. Vedeți cum iasă? Vedeți? Și s-a văzut la un moment dat cum zboară mizeria de aici și aerul l-am băgat pe aici pe din jos, pentru că pe aici trage aer și îl trimite pe aici afară. Bagă aer rece, scoate aerul cald. Asta e o întreținere așa pe care o fac mai rapidă, ca să zic așa. Întreținerea ca lume fac după ce termine casa, înainte a pune spre păstrare, o curăț bine, curăț și filtrul de aer, toată o șterg cu o cârpă udă, să nu rămână apă, să nu rămână iarbă pe ea și o pun spre păstrare. Așa îmi păstrez eu utilajul și eu zic că contează foarte mult ca să dureze. Încă o precizare. Acolo în grădină, la un moment dat am greșit când am zis că am cosit de la 11 și 10 până la 12 fără 5. De fapt era 12.55. Deci 11 și 10, 12.55. Asta înseamnă o oră și 45 de minute cu un rezervor. Vă salut, vă doresc numai bine și spor să aveți în tot ce faceți. Bye-bye.